s-a deschis ștrandul municipal din Deva. Locul de agrement administrat de Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva este o variantă excelentă de petrecerea timpului liber. Chiar dacă vremea de astăzi nu a fost tocmai favorabilă, cei care vor trece pragul ștrandului din Deva, care a fost modernizat, sunt asigurați că vor avea condiții excelente la prețuri mai mult decât modice. Cel mai scump bilet de intrare fiind de 10 lei pentru adulți, iar cele pentru elevi și pensionari de doar 5 lei. Totodată, conform lui Irinel Faur, directorul SPIGM Deva, la ștrand sunt preconizate a fi organizate diverse acțiuni deosebite, însă acestea țin de starea vremii. Domnule director, iată, a venit și ziua redeschiderii ștrandului, cu ce își așteaptă oaspeții? Din păcate, nu cu vremea pe care o așteptam, nu doar noi, ci și cei care vor să se relaxeze pe ștrandul din Deva. Am reușit ca până în această dată să facem reparațiile despre care vă spuneam și cu altă ocazie când am mai întâlnit. Am reușit să schimbăm mocheta din jurul bazinului mare. Sperăm ca în acest sezon vremea să ne permite să facem evenimentele pe care le-am propus și sper ca și în acest sezon să concurăm cu celelalte ștranduri din județul nostru, atât la calitatea apei, cât și la curățenia care va fi pe ștrandul din Deva. Spuneți de evenimente, cam ce eveniment ar fi într-un calendar, dacă ne permite vremea? În primul rând, Spuma Party, un eveniment care l-am făcut și la Colend, un eveniment care l-am făcut verile trecute și pe ștrandul din Deva și continuăm ne dorim să îl facem și în acest sezon și nu doar o ediție, să facem și mai multe ediții. Avem colaborări și cu alte persoane pentru alte evenimente, dar toate acestea în funcție de vremea care va fi. Tarifele care sunt? Tarifele în momentul de față rămân neschimbate, 5 lei pentru elevi și pensionari, 10 lei pentru adulți. Deși în prima parte a zilei soarele a fost destul de scump la vedere, ștrandul din Deva a avut vizitatori la deschidere. Cum era de așteptat, cei mai mulți au fost copiii, dar și adulții au venit să se bălăcească în bazine, spunând că notul are mai multe beneficii pentru organism, deși apa era cam rece. E un pic rece, da? Acum depinde de fiecare organism. E bun, e bun. Sunteți printre primii aici la ștrand, de ce ați venit? Vin în fiecare an. Chiar au făcut frumos aici. E curat, e foarte bun. Și mai dăm jos un pic din burtica care am pus-o între timp. E bună mișcarea, notă. Programul de funcționare al ștrandului municipal din Deva pentru acest sezon este următorul. Luni, între orele 12 și 20, de marți până vineri, ștrandul se deschide la ora 9 și își închide porțile la ora 20, iar sâmbătă și duminică, de la ora 8 până la ora 20. Cei care în această vară vor veni la ștrandul municipal din Deva vor beneficia în primul rând de șezlonguri gratuite. De asemenea, există cabine de schimb și grupuri sanitare la standarde moderne, un punct de prim ajutor sanitar, salvamari, o bibliotecă în aer liber și spații cu destinație de alimentație publică, cu o gamă diversificată de meniuri și băuturi.